Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. Clipul de azi este complet diferit. Mai exact, eu mă aflu la Orez Cruce și nu știu ce să aleg. Să aleg Android sau să aleg iOS. Am încercat eu să-mi fac un research, deoarece vreau să-mi schimb telefonul, dar așa cum nu prea am experiență cu în ale tehnologiei și știu că în această comunitate sunt mult mai multe persoane, mult mai bine pregătite decât mine, ba chiar am avut ocazia să cunosc 3 persoane din această comunitate și am văzut că aveau telefoane mult mai bune decât ceea ce eu am în acest moment și am spus why not, hai să încerc. Vreau mai exact să-mi schimb telefonul, am un buget de până în 800 de euro și nu știu ce să aleg. Am încercat să-mi fac eu un mic research, dar unii spun că Androidul este mai bun pentru că și Apple-ul cu iOS-ul lui este mai prost pentru că cei care susțin iOS-ul, bineînțeles, au argumente pro pentru iOS și contra pentru Android și așa mai departe. Chiar vreau să aflu părerea voastră, voi ce folosiți sau ce ați recomanda. Mai exact, în acest buget de 800 de euro, aș vrea să acopăr câteva nevoi, cum ar fi o baterie cât mai bună să țină pe o perioadă mult mai lungă de timp, deoarece călătoresc de multe ori și nu vreau să stau cu căblăraie, baterie externe și lucruri de acest gen, o cameră adecvată și, bineînțeles, o procesare ok, zic eu, pentru 2023. Eu nu am foarte multă experiență cu tehnologia, deoarece am trecut prin 5 telefoane, mai exact Nokia C1, apoi HTC 8, apoi am trecut la un Samsung Galaxy S7 Edge, iPhone 7 și în acest moment un Samsung Galaxy A70. După research-ul făcut de mine, făcut pe genunchi, am ajuns la 3 telefoane, dar nu sunt mulțumit îndeajuns, deoarece aș vrea să includ ceva și de la Apple. Am ajuns la un Samsung Galaxy A54 5G, Oppo A78, Xiaomi 12, dar acest research a fost făcut cu ceva timp în urmă. După cum am spus, nu am atât de multă experiență și nu știu ce să aleg. Voi ce ați recomanda dacă v-ați afla într-o astfel de situație? Ce ați achiziționa cu un buget de până în 800 de euro? Și mai mult decât atât, de ce ați face o astfel de alegere? Eu când am achiziționat acest telefon pe care îl am în acest moment, Samsung Galaxy A70, exact asta am căutat. Bateria, camera și, bineînțeles, procesarea să fie ok. Pentru vremea lui a fost foarte bun, dar acum ușor ușor iese către pensie, începe să scârție în anumite momente și zic că merită să-i fac un upgrade și să aduc altceva în locul lui. Eu vă mulțumesc foarte mult, aștept răspunsul vostru în secțiunea de comentarii, deoarece, așa cum am spus, unde nu cunosc, prefer să apelez la cineva cu mult mai multă experiență. Eu vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare, mult succes tuturor!